Atât magazinele fizice cât și cele online au în această perioadă tot felul de oferte la obiectele de îmbrăcăminte, electrocasnice sau alte produse nealimentare. Comisarii pentru protecția consumatorului ne spun că trebuie să verificăm dacă aceste reduceri anunțate sunt reale. Cel mai simplu este de a urmări câteva elemente esențiale, minime, pentru a-și da seama că nu pot fi păcăliți. De exemplu, orice astfel de ofertă pe afișul respectiv în care este menționată trebuie să aibă o informație afișată cu privire la perioada în care este valabilă oferta, reducerea respectivă, dată de început, dată de sfârșit, dacă există o limită în ceea ce privește stocul pentru acel produs, o limită în timp, da, este sau o limită de număr de produs. Conform legislației în vigoare, noul preț trebuie să fie afișat vizibil, iar alăturat să existe și prețul vechi. Reducerea trebuie să se raporteze la cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile. Cu alte cuvinte, un exemplu concret, dacă un produs apare cu un preț anterior de 1000 de lei, da, un frigider, să zicem, da, tăiat și prețul nou este 900 de lei, atunci acel preț de 1000 de lei trebuie să fi fost în cel puțin în ultimele 30 de zile valabil. Adică nu să fi fost acum o săptămână 900 de lei, l-au mărit la 1000 de lei și după care iar l-au scăzut. Există și clienți care merg pe încredere și nu mai verifică ofertele. Cum verifici dacă sunt reducerile reale? Păi, nu știu, mai întreb la care. Verifici? Nu. Dacă văd că sunt și gata. Deci pe încredere. Da. În general fac cumpărături. Păi verific pe aplicație și în magazin. Altfel n-aș avea cum. Urmărești produsele înainte să vezi dacă prețul într-adevăr este redus? Da, pe aplicație. Am toate aplicațiile instalate. Păi m-aș putea uita să văd ce preț au avut înainte și după reducere, ce reducere li s-a aplicat. Orice neregulă sesizată când vine vorba de reduceri nereale poate fi reclamată la comisariatele pentru protecția consumatorilor.